Pune preț pe ea. Căci mă uit peste poporul meu pe pământ și în multe locuri unde spun este greu, o vreme grea. O, vremea grea încă n-a venit. Vremea grea va veni, zice Domnul. Și atunci când va veni greu, nu va fi pe alocuri, va fi peste tot pământul. Dar vremea aceasta este o vreme benefică. O vreme când încă te mai poți bucura, poți strânge. O vreme când poți să schimbi hotărârile greșite. O vreme când poți să strângi un delemn în candelă și în vas, zice Domnul. O vreme când să nu te uiți la oameni. Căci poporul meu, o mare parte din el stă cu urechea la ce se aude din afară. Și se uită ca Israel odinioară în Babilon. Belcomara vihe alas. Cunoaște glasul meu. Căci vremea aceasta totodată este o vreme de luptă. Și căpetenile întunericului se luptă în poporul meu și mulți nu realizează. Căci iată ceea ce se luptă vrășmașul să pune în popor și mulți să spună, e vremea grea și trebuie să trecem așa prin ea. E multă invidie, pismă în poporul meu, zice Domnul. Și egomanadel și Duhul acesta aduce nemulțumire. Și Duhul acesta pătează cugetul și veșmântul multora. Pe mulți, zice Domnul, prin Duhul Sfânt, prea multă îngrijorare apasă. Și tu ai fost chemat să strângi pentru împărăție mai bună. Nu știi că este scris, cel ce caută împărăția mai întâi are biruința și ocrotirea și binecuvântarea celorlalte lucruri. Cheolara vihe navas. Iată supărarea, un duh de supărare, care vine și la mici și la mari, zice Domnul. Șolehma nagala, dar pe mulți vrăjmașul, prin lucruri de nimic le aduce supărarea și vrea să se transforme această supărare în ură. Și dacă până acum unele familii au putut să stea în picioare, o, mă uit la unele familii dacă nu vor vedea. Acest duh de supărare va pune stăpânire și ura va pătrunde între soț și soție. Ura va pătrunde între părinți și copii, zice Domnul. Te chem să iei aminte, zice Domnul. Căci drumul tău e un drum care duce în sus. Tu ești străin și călător pe pământul acesta. Și dacă unii au uitat lucrul acesta, încă fac o chemare în anul acesta cât o mai rămas din el. Chemarea la însemnare, să capete însemnare îndurării tot cel ce se tem de mine, Domnul. Și când va veni anul care vine, are cover vihales, va fi un an greu, zice Domnul. De aceea de pe acum vestesc poporul meu, e vremea de strâns rândurile, e vremea de căutat mijlocirea, e vremea de căutat sfințirea, e vremea de strâns mai mult pentru împărăție, e vremea să prețuiesc părtășia, zice Domnul. Că vine o vreme când din nou nu se vor mai putea întâlni chiar doi cu doi. Șolme nehar, mulți vor să vorbesc despre vremurile care vin. La ce ți-ar folosi? Să știi că ce va veni dacă nu mă crezi pe cuvânt, zice Domnul, și nu te pregătești. Am vestit vremurile poporului meu de pe tot pământul. Și mulți de multe ori au luat cuvântul meu ușor. De aceea, zice Domnul, voi vorbi celor sinceri. Din pricină că mulți dau cuvântul meu înapoi a lor și nu pun preț pe el. Întreabă-te, pui preț pe cuvântul meu? Pune la inima ta, zice Domnul. Deghează asupra lui tu, dar ceea ce ai de făcut, dar ceea ce tu să cere. Și apoi, zice Domnul, te vei putea bucura de biruința pe care am pregătit-o Iisus Hristos, este Domnul.